Polițiștii argeșeni au continuat activitățile de creștere a gradului de siguranță pe drumurile publice, condiții în care în ziua de sâmbătă au depistat un bărbat de 30 de ani din Pitești care se deplasa cu o motocicletă pe sensul de deplasare Slatina spre Pitești. Polițiștii serviciului rutier Argeș au efectuat semnal regulamentar de oprire pe care bărbatul nu l-a respectat și și-a continuat deplasarea. În aceste condiții, bărbatul a fost depistat pe raza comunei Bradu de către un echipaj al biroului rutier Pitești, acesta încercând din nou să scape de poliție, împrejurare în care a intrat în coliziune cu un echipaj al poliției. Din cercetări s-a stabilit că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat, iar după administrarea materialului probator, acesta a fost reținut pentru 24 de ore.